Elevii care vor da bacul peste 5 ani vor susține examenul la mai multe materii. Potrivit legii educației, în anul 2029, absolvenții de liceu vor trece prin 9 probe, dintre care 5 scrise, iar 4 orale. Se schimbă structura examenului de bacalaureat. Prima generație care ar urma să susțină examenul după noile reguli și noua structură ar fi elevii care sunt în prezent în clasa 8-a. De exemplu, un candidat de la profilul real, specializarea matematică informatică, va susține examen la limba și literatura română, limba maternă, la matematică, la o disciplină relevantă pentru profilul real, la alegere între informatică, fizică, chimie, biologie și la o materie menită să evalueze competențele de bază, la alegere între istorie, geografie, logistică, psihologie, sociologie, economie, filozofie sau religie. Această ultimă probă reprezintă noutatea care va fi introdusă din anul 2029. Schimbările vor fi și în ceea ce privește verificarea competențelor. Din anul 2029, candidații la bacalaureat vor susține 4 probe: o probă de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală, o probă de evaluare a competențelor digitale și 2 probe de evaluare a competențelor lingvistice la 2 limbi de circulație internațională. În prezent, candidații la bacalaureat susțin o singură probă la o limbă străină. Rezultatul evaluării se exprimă prin niveluri de competență corespunzătoare celor din cadrul european comun de referință pentru limbi străine. Pentru prima limbă străină, nivelul de competență vizat este echivalent nivelului B2 din cadrul european comun de referință pentru limbi străine. Pentru a doua limbă străină, nivelul de competență vizat este echivalent nivelului B1, respectiv A2, în funcție de tipul de probă la alegerea candidatului. Examenele cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot fi echivalate conform metodologiei aprobate prin ordin al Ministerului Educației. Prin excepție, elevii din învățământul în limba unei minorități naționale care studiază o singură limbă de circulație internațională susțin proba doar din această limbă. Se arată în legea privind învățământul preuniversitar. Relatează realitatea.net.